Suntem cu toții de acord să fii influencer, pare în ultima vreme meseria perfectă. Copii care de-abia au ajuns la școală, adolescență, oameni trecuți de prima tinerețe, își fac conturi pe diverse rețele de socializare, iar de acolo... Bună ziua! Nu mai putem să povestim. Buddy. Ideea este că Buddy este alături de noi, Răzvan. Răzvan, Buddy, bine ați venit! Ce ai acolo? Ia, îmi dai mie? Buddy! Buddy, mi-a adus ceva? Las-o! Hai! Ce ne-ai adus? Ce ai pentru noi? Ia să vedem. Dacă ne uităm imediat. Ia să vedem. Este un mesaj aici? Este un mesaj pentru noi? Ia să vedem. Are mereu câte un mesaj. Badi, ce cu minte ești. Da, Badi. Bun, așa. Hai. Vrei să citesc eu? Este mesajul lui Badi pentru noi. Andreea, când te văd, îmi vine să fac aport la nesfârșit doar ca să zâmbești. Ești un suflet cald și bun și aș merge cu tine chiar și la veterinar. Bun, așa. Olivia, aș vrea să fii stăpâna mea pentru o zi, să ne jucăm, să mă iubești. Să mă plimb cu mașina și să scot capul pe geam ca un girofar. Mă, ești bun la chestia asta. Vali, sincer, cred că m-ai uitat la magazin când o fată vrei să cucerești. Îmi place totuși că la scoași în cușcă alergi ca un ogar. Da. Mulțumim, Buddy. Cred că bine, e timpul pentru recompensă. Bine v-am găsit. Răzvan, tu ești stăpânul lui, ești prietenul lui, ești PR-ul lui. Am onoarea asta de 2 ani și jumătate. Cu el am învățat ce înseamnă libertatea, ce înseamnă călătoria. Cred că el, din perspectiva mea, a văzut ce înseamnă libertatea. Bun, eu aș vrea să te întreb în primul rând cum te-ai gândit tu sau cum ți-a venit ideea să-ți faci vedetă. Nu a fost absolut nicio idee specială. Am vrut să vadă oamenii că puteam avea companioni de călătorie și alți parteneri decât oamenii. Și că animalele de companie nu sunt doar... Nu sunt doar un accesoriu, nu sunt doar un accesoriu de timp liber, Buddy. Nu sunt doar un accesoriu de timp liber care să umple nevoia de... Am o întrebare. Care să umple nevoia... Da, scuze. De exemplu, dacă sunteți pe plajă, are anumite trucuri, se duce la fete, știi cum, pe prosopul... Prima dată la fete se duce, da. Fete și copii. Cu băieții nu se înțelege foarte bine, dar la fete și la copii este primul. Cum l-ai dresat? Pentru că este foarte bine crescut. Am avut încredere în el și cred că și el are încredere în mine. E cel mai important lucru. În prima fază. După care au venit călătoriile, fiind liber, a început să vadă că nu are de ce să-și facă griji, nu are de ce să fie speriat în jurul meu. Și atunci este un câine educat, vreau să știu, puțin cam activ. Ce poze îi plac? Adică cum îți spune? Ce... Uite, avem poze să-i faci. Aici câteva poze. Da, aici este în Grecia. Cred că nu este niciun... Adică Răzvan vreau acum un portret? Cum? Sincer să fiu, are o figură atât de comică că nici nu trebuie să-l pozez într-un fel anume. Avea câteva luni aici, nu? Prima dată când l-am scos din țară, undeva la 4 luni, a fost și prima lui experiență cu apa, da. Pe mare fusese o furtună și a sărit fără să se gândească prea mult, Buddy. Îți este greu să-l dresezi? Stai, Buddy. Cred că trebuie să-l picioare. Da, el este bărbat. Adică, ce-ai culcat? Culcat? Mort? Aștepți, te rog? Întotdeauna am vrut să... Dar trebuie să ai mare răbdare în cu fund? El, Valentin. Bravo. Treci la pas? Cezi. Și așteaptă că purtăm o discuție. Știu că vrei și tu să vorbești. Din păcate nu te vor înțelege decât semenii tăi. Care au fost cele mai funny experiențe? Nu știu. Stai, Buddy. Bănuiesc că nu s-a întâmplat niciodată să fugă sau să... O singură dată s-a întâmplat să fugă la primul lui traseu montan. Ne-a apucat furtuna și a devenit puțin așa agitat. Nu se auzea, se auzeau numai ecouri și m-a speriat și eu atunci. Cu încredere s-a rezolvat în timp. Nu avem nicio problemă în momentul de față. El merge fără lesă pe stradă. Cum te-ai descurcat cu mașinile? Da, asta voiam să te întreb. Pleci doar cu mașina în vacanțe? Doar cu mașina. Consider că nu este atât de ușor pentru ei să meargă cu avionul. Nu are o problemă. Nu-i place în mod special cu mașina. Când era mic vomita.
Probabil că ai obișnuit mai în timp, nu? Sensibile. Da, s-a obișnuit din cauza faptului că îi place să călătorească probabil mai mult decât îmi place mie. Întrebarea mea e ce cod folosești pentru cabinetul respectiv unde trebuie mers din când în când. La veterinar? Da. Merge cu mare drag, merge, este prieten cu doamna doctor. Da. Cred că e a doua lui casă, la veterinar. Serios? Ia vino. Dintre singurii câini care vor să meargă la veterinar și pe care nu-l sperie termenul. Da, pentru că este un gurmand și așa cum stau acum cu recompensa la mine, așa stă de mic. Și s-a obișnuit să fie o plăcere pentru el, orice injecție, orice consult, e o plăcere. Bun, hai să vorbim un pic despre paginile de socializare ale lui Buddy. Da. Uite, avem un cont, într-adevăr, este pe numele meu, dar vedeta contului este Buddy, bineînțeles. Cu like-urile stați bine, bănuiesc? Cu like-urile stăm destul de bine, avem prieteni din toate colțurile lumii, chiar dacă nu avem un număr atât de mare de prieteni. Dar pretendente există? Adică mesaje, Buddy, arăți foarte bine cu papi, cu sunt cravata. Sunt pretendente, din păcate, nu sunt aceeași rasă cu el. Așa nu. Nu se poate, da, căutăm. Uite-te ce privire. Poate-l vede cineva în momentul ăsta și găsim. Deci papi eyes la Buddy, da? Buddy, îți găsim noi, e o parteneră de viață. Da, el este de meserie miloc și cred că e cea mai mare calitate a lui. Am nimeni văzut că îl rezistă. Da. Îl îmbraci în diverse ținute. Îl mai îmbrac de Crăciun, de ziua lui. Da, ai încercat vreodată să-i pui botoșii? Am văzut câinii reacționează foarte ciudat la botoșii. Am încercat să-i pun o simplă brățară la un picior și nu. Deja merge, parcă are o geamandură legată de picior. Uite, așteaptă recompensă, bineînțeles, din cauza asta. E foarte suplu. Bănuiesc că zilnic, adică aveți niște ore de exerciții, aloci timp pentru asta? Avem niște ore de exerciții, da. Bine, el are și o problemă, este un copil cu ADHD, ca să spun așa. Este un câine hiperactiv. Da, este un câine hiperactiv. Și chiar dacă încerc să-l îngrași în permanență, fiind foarte agitat, nu se îngrașă. Multă lume îmi spune pe stradă că nu-i dau să mănânc sau că este neîngrijit. Da. Presupun exact. Că nu mănâncă ce mănânci și tu. El are mâncarea lui specială, nu? Are mâncarea lui specială, puțin mai scumpă decât a mea. Da, să da. Spun așa, da. Ar mânca orice. Fructe și legume mănâncă, pătrunjel tocat, banane. Pătrunjel? Și așa mai departe, da. Deci singurul câine care nu se sperie de veterinar, singurul care mănâncă legume. Mai sunt. Fiții al tău, când am mâncat ultima oară pătrunjel, mărar sau... Nu pătrunjel, dar, spre exemplu, fiții mănâncă gref, lămâie, da. De fapt, mănâncă orice mănânci tu, pentru că te vede pe tine mâncând și atunci are senzația că e foarte bun. Exact, din cauza încrederii. Întrebarea mea e alta, cum se înțelege cu copiii și cu oamenii? Sunt unii care au probleme cu copii, cu oameni, femei, bărbați. Copiii se înțelege extraordinar de bine, el fiind încă un copil, are 2 ani și jumătate. Mai crește? Nu mai crește. Sper să se mai domolească, în schimb. Foarte, foarte ok. Copiii cu oameni în vârstă este foarte ok. Deci este o rasă pe care recomandau-o, dar... Pentru oamenii, copii, pentru familie, este o rasă extraordinar de bună. Schimb, trebuie să responsabilizăm oamenii care și-ar dori să cumpere totuși un câine. Băi, nu e atât de simplu, trebuie să le acorzi atenție. Trebuie să exact. Trebuie să știe că... Vrei să le spui tu sau? Trebuie să știe lumea că un câine nu este doar un accesoriu sau, nu știu, o ființă care îți ocupe timpul liber, timpul în care ești plictisit și așa mai departe. Cred că vedem puțin cam, nu știu, vedem cu alți ochi animalele decât ar trebui văzute. Sunt mult mai loiali decât noi, sunt afectuoși și îți oferă iubire necondiționată, exact. Acum, în încheiere, pot să încerc și o să-i dau o comandă? Da, bineînțeles. Tu poți să încerci. E posibil și fără recompensă. Cum e pe mortul? Mort. Jos. Culcat jos. Jos? Cred că s-a uitat în palma ta și a văzut că nu e nimic. N-am mâncare? Da. Trebuie să închem. Răzvan, îți mulțumim din suflet că ai fost astăzi aici alături de noi și să știi că te urmărim pe rețelele de socializare. Vă așteptăm și sper să vă uimim cu noi experiențe și noi călătorii, Buddy. Buddy? Între.
Așa, ca să... Uite, spre telespectatori. Spre telespectatori. Andreea, noi nu ne mai să trebuie să ne jucăm cu Vali, te lăsăm pe tine să ne spui subiectele de la 13. Mulțumesc, Vali, iată așadar...